Bună ziua, dragilor și bun găsit la întâlnirea cu profonul accidentelor de nou la treabă. Tema pentru acasă ai simplificat din nou. Pentru acasă. Clasa a următoarea. Clasa pregătitoare. Pregătitoare, sigur. Clasa pregătitoare. Așa, pe acest nu mai zic clasa 0, pentru că nu este clasa 0. Ca are dreptate de ce înseamnă clasa 0. Bine, hai să pornim la treabă, da? Suntem pregătite? Ești pregătite, da? Da. Uite, zi, pentru început, să ne încălțim să facem un timp de antrenament, da? Zi, toți prietenii lui 8. Deci, care sunt numere de pereche, care fac 8? Cine? Avunași? 1+7, foarte bine. 2+6. 2+6, perfect. Apoi. 3+5. 3+5, sigur că da. 3+5. Egal cu 8. Alta pereche, altă pereche. 2 și 4. 2 și 4. Deci 2+4 face 8. Faci 8, 2+4. Adică 4+4. Aaa, e așa, de 2+4 e vrut să spui 2? Așa, am înțeles eu. Poate că am vrut să spui 2+4. Nu, 4+4 egal cu 8. Da, mai târziu cu mulțimea. Deci, ăștia sunt prietenii care dau 8. 1+7, 2+6, 3+5, 4+4. Ei, dar prietenii care se dau 9. Ia să vedem. Prietene care sunt de-a 9. Unu și 8, sigur. 1+8 face 9. Apoi altă pereche de prieteni. 2+7. 2+7, corect. 2+7 face 9. Apoi altă pereche. 3+6. +6 face 9. Apoi altă pereche. 4+5 face 9. Și pentru 10, te rog să mi povestești pe toți prietenii care dau 10. 5+5. 5+5. 5+5 face 10. De la degețele. 4+6. 4+6, corect? Egal 10. Apoi. 3+7. 3+7, perfect. Apoi. 2+8, categoric, așa este și, în sfârșit, ultima pereche, care sunt de-a 10. 1 și 10. 1 și cu cine să facă 10? 1 și 9. 1 și 9, perfect. Egal cu 10. Ei, acum nu se întreb. 3+ cât să pun eu să facă 7? 3+ cine să pun în spațiu gol? Pe cine se pun ca să facă 7? 3+4. 4! Perfect! Ia să vedem. 5+ cât se pune în golul ăsta ca să facă 8? 5+ cât se pune în golul ăsta să facă 8? Deci 3, excelent! Ia să vedem. 2+ cine să facă 9? Deci 2+ cine se facă 9? 2+ cât până la 9? Invers. Cine și cu 2 se facă 9? Dar la cine se mai adună cu 2 se facă 9? Da, arată și... Și prietenilor noștri, cum gândești tu? Deci, tu te gândești așa. Ori 2+ cine, ori la cine să mai pui 2. 9 care este? Arată 9. 9. Peste ai 9, da? Ei, pe 2 ai ca rezervă, pe 2 ai Și atunci cât cine e? Și cu doi se fac nouă. Cine? Cine sunt ăștia? Ia să văd. Deci îți răcălciți câteodată. 5 și cu 2, 7. Da? Deci 7 și cu 2. Uite, uite ca să aveți și eu cum fac. Eu zic așa. 2 și cu cine? Din 2 la. Și până la 9, ca să completez pe 9, îmi trebuie un 5 și încă un 2. 5 și cu 2, da? 7 face, da? Deci 5, 2 și cu cât spunem aici? 2 și cu 7. Ești atentă? Ia să vedem acum. 6. 3 plus cât se facă 10? 3 plus cine se facă 10? 3 și cu cine se facă 10? Mă trebuie să fiu un pic atent. Uite, 3 și cu cine se facă 10? 3 și cu cine? 7. 7 este. Așa. Ia să vedem. 4 plus cine se facă 9? 4 și cu cine se facă 9? 4 și cu 5. Corect. Corect. Foarte bine. 2 plus cine? Plus cine se facă 6? 2 și cu cine se facă 6? 6 poți să arăți pe degețele, repede. 6. 6 ce înseamnă? Nu 6, înseamnă așa. 5. No, ai la timp 5 și 1. Și acum, 2 și cu cine se facă 6? Deci pe 2 el ai și cât mai pui? Ăștia îi pui. Cât sunt acum? 4. 4, sigur. 2 și cu 4 fac 6. Da? Ei, ia să vedem. 5 plus cine se facă 8? 5 și cu cine se facă 8? Ai pe 5? 3! 3! E nimic, că mai vreau să văd dacă lucrurile sunt așează, adică înțelegi ce vreau să văd. Am identificat-o, aici a dat bine și vreau să văd dacă acest lucru este ușor instalat. Ce facem acum, dragilor, ca să vă explic, este trecerea după ce am defalcat și am făcut ieșițiul pe numerele acestea. Deci după ce am făcut așa, acum vreau peserite. Ce înseamnă peserite? Înseamnă că ea începe ușor, ușor să-și stabilească în minte perechile de numere care să facă suma respectivă. Așadar, mai insist încă un pic. 7 plus cine se facă 9? 7 și cu cine se facă 9? Cu 2. E mai dat odată. 7 și cu... Dar ți-a dat 2 și cu cine? E mai greu cu când a zis 2, dar 7 și cu 2. Până la 9, că pui pe 8 și pe 1 pe 9, da? Ei, asta nu să verificăm. Exersăm acasă, pentru toată lumea este valabil acum, ca să putem face pași în direcția care îl propunem. Deci, facem aceste lucruri pesărite. Da? După ce știm copilul acasă va face desfășurarea asta de 2 ori, de la 4 încolo, pentru 4 care sunt prieteni, pentru 5 care sunt prieteni, așa. Și după aceea începem, cătărim chestia asta pe sămite. Se face progresul foarte bun dacă facem acest lucru. Ei bine, acum, fii atentă, Eva, să zicem că tate merge la piață și ia 1 kilogram de mere pe care a dat 3 lei. Ia și 1 kilogram de pere pe care dă cu 2 lei, deci cu 2 lei mai mult. Cât a dat pe pere? Deci, pe kilogramul de mere a dat 3 lei. Pe pere, cu 2 lei mai mult decât merele. Oare cât a dat? 5 lei! Foarte tare! Deci, înseamnă că a dat cu 2 lei mai mult, înseamnă că a dat 3-ul, care erau pentru mere, plus 2, și face 5. Pentru că ăsta e greu pe gânduri. Că 3 și cu 2 știa că face 5. Oare cât a dat tata, cât a cheltuit pe cele 2 kilograme? Cât a cheltuit tata pe kilogramul de mere și pe cel de pere? Cât a cheltuit în total? Deci pe mere a dat 3, pe pere a dat 5, 8 pere a cheltuit. Deci în total, a dat, ai spus tu bine, 3 lei de asta de la mere, plus 5 lei de la pere, și în total avea 8 lei. Am cheltuit 8 lei. Foarte, foarte bună problemă. Dar acum începem să îmbrăcăm probleme, să facem problemuțe de acestea ușoare care au în vedere tocmai chestia asta. Ia să vedem. Știind 1 kilogram de mere costă 2 lei. Ești atent, da? Oare cât costă 3 kg de mere? Cât costă? Dacă un singur kilogram dau 2 lei, 3 kg ce înseamnă? Înseamnă așa. Un 2 pentru 1 kg. Plus încă un 2 pentru celălalt kilogram. Și plus încă un 2 pentru celălalt kilogram. Oare cât se facă suma asta? Deci 2 pentru un singur kilogram, pentru încă 2 pentru celălalt kilogram, încă 2... 10! Ia să vedem. Am un 2. 2 și cu 2? Fac 4. Și încă 2? A 4? 10. Ia să vedem. Gândim, atenție. 4. Ai 4, nu? Ai 4 aici. Există 2 și cu 2, da? 4. Și mai vine încă cu 2. Adică ăsta, îi dai pe 1 și ăsta și cu ăsta. Cât sunt în total acum? 5 și cu 1? 5. Și cu 1? 6. Dacă ar fi fost, 5 de 2. Nu, la probleme. Ne putem duce așa. Dacă ar fi fost 5 de 2. Nu, Miruna, vreau să te invit. Stai de vorbă cu surioara ta acasă și tu poți să o ajungi foarte mult. Nu trebuie să o ajungi și repede la nivelul în care gândești tu. Că tu ai 2 ani în plus de școală. Ea nu poate să vină lângă tine. Acum când tu îi explici dacă ai fost 5 de ani de 2, n-are... nu e economia, da? Deci nu avem atâta. I-a zis pe 3 kg și ea trebuia să înțeleagă 2, fii atent, urmărește-mă, 2 plus 2 cât face? 4. Și mai încă 2. Al 5-lea și al 6-lea. 6. Deci nu mecanic. Deci am avut 4 și mai pun pe 5-lea și pe 6-lea. Așa trebuie să vezi, da? 6. Te rog să urmărești așa. De 1 kilogram de pere am dat 4 lei. 2 kg de pere cât costă asta? Cât o să costă 2 kg? Dacă un singur e 4. 6. Ia să gândim. Punem un 4 pentru un singur kilogram. Și pentru cealaltă, iar îi dăm și acela încă un 4. Adică trebuie să știi că face 4 și 4. 4 cu 4 încă 8. Vezi? Ai știut? Dar trebuie să gândim atent. Nu dăm răspunsuri din grabă, ci gândim, da? Suntem aici la etapa în care gândim cu foarte multă atenție. Face 8. Ia să vedem o dată. Cât face dacă un kilogram de struguri costă 3 lei. Cât costă 2 kg de struguri? 2 kg de struguri? Cât costă? Fă, cum gândi? Punem un 3 pentru un singur kilogram, da? Deci punem un 3. Și când mă duc un 3, mai avem încă un kilogram, al 2-lea. Încă un 3. Adică tu trebuie să știi cât faci. 6. Vezi? Asta înseamnă să gândim cu atenție. Nu mai răspundem fără să gândim. Le punem pe după un kilogram atât, pentru kilogram celălalt, și vedem exact cât îmi dă, 6 lei. Foarte bine. Când te concentrezi și ești atent, dai răspunsuri foarte multe. De aceea trebuie să fim. Asta e la matematică. Noi n-am făcut de acele degeaba. Tocmai acum ne folosesc la probleme clare, concrete. Facem problemuțe pe măsura ta. Da? Uite, altă problemuță. pe un kilogram de mere, tot mi-au mere cât mai prietene, costă 3 lei. Cât va costa 3 kg? Atenție ce fac acum. Ești atentat? Cât vor costa 3 kg? Ce facem? Îi explică cum gândim problema. Dacă un singur kilogram e 3 lei, ce o să fac? Ce o să fac? O să pun un 3 lei pentru primul kilogram. Cât e kilogramul? 3. Încă un 3 pentru al doilea kilogram. Și câți de 3 lei s-au? 6. Câți de 3? Câte kilograme am aici? Am 3, da? Deci pentru primul kilogram am pus, pentru al doilea kilogram am pus și în sfârșit pentru al treilea kilogram. Cum? Pentru al treilea. Și acum trebuie să vezi cât fac aici. Ia urmăște, acum trebuie să facem. Hai că avem problemă interesantă. Deci, un 3 plus un 3. Cât ai spus că faci mai devreme? 3 plus 3? 6! Până aici 6. Și încă următorul 3. 6 și încă 3. Ia să ne uităm pe tablă. Este undeva 6 plus 3. Ia să ne uităm pe tablă. 6 plus 3. Egal cu 9. Vezi? Dacă le știm pe astea, le descurcăm foarte repede. Deci am avut 6 și mai dăm drumul pentru 7, 8 și 9. Da? 7, 6, 8 și 9. Așadar, fac 9 lei. Foarte tare. Un kilogram de struguri costă 2 lei. Cât costă 3 kg de struguri? Tu îi explici acum câte avem, câte kilograme trebuie să luăm. Câte spunești? 3, da? 3 kg. Adică luăm un 2 lei pentru un singur kilogram. 2 lei. Domnul, ce fac acum? După aia. Mai adunăm. Încă un 2 pentru cel de-al doilea kilogram. Vorbește, hai că trebuie. Încă un 2. Da. Și domnul, ce mai face? Încă un 2 pentru al 3 kg, că 3 kg. Fiecare are câte 2 lei. Deci un 2 lei, urmărește, un 2 lei la primul, un 2 lei la al doilea, și încă un 2 lei, opa, ia să vedem că faci acum. Ia vezi, adună-te cu atenție, hai uite-te așa, și acum nu mai faci. 2 și cu 2? Fac 4. Și încă 2? Pune pe 5 și pe următorul 6. 6. Deci fac 6. Deci eu prima dată 2 și 2 spus foarte bine 4. Și încă 2. Adică fac 6. Perfect. Ai pus pe 5 și pe 6. Perfect. Te-a jucat cu mine, da? Uite. Acum, hai să zicem așa. 1 kg de struguri costă 2 lei. Cât costă 4 kg? Atenție, 4 kg de struguri. Îmi explici cum judecă problema. 4. Adică câți de 2 trebuie să pună? Pentru primul kilogram pun un 2. Câți de 2 trebuie să pună? Încă 2. Câți de total? 4. Deci pun un 2. Pun un 2 și tu urmărești. Asta e pentru primul kilogram. Pentru un furs, iar un 2. Pentru cine? Ai pus un 2. Pentru al doilea kilogram. Așa. Și plus în coordinare mai bun. Încă un 2. Și încă un 2. Pentru că trebuie să pun câți de ăștia? 1, 2, 3, 4. Ei, să vedem cât se face acum. Ia să vedem, să vedem. Cât vine? 2 plus 2. 8. Foarte bine, foarte bine. Deodată de dat răspunsul. Deci gândi repede. Până aici era 6, că am făcut mai întreme. Ăștia 3, da? Ești atentă? Ăștia 3 au făcut 6. Nu merită să-i mai adună. De ce să mai pierzi eu timpul? Ăștia 3 e 6 și mai vine încă un 2 și au făcut șanse și cu 2, 8, 8, da? 8 lei am cheltuit pe cele 4 kg. Și acum, atenție multă, urmează momentul cel mai frumos al exercițiului. 1 kg costă 2 lei. Urmărește. Da? Urmărește. Deci 1 kg costă 2 lei. Costă 2 lei. Cât costă 5 kg? 5 kg. Cât costă? Cât de 2 trebuie să pun? Cât de 2 trebuie să pun? Trebuie să spun, profesor? Da. Ați vrea să puneți căciulița la unde? Costă, da? Foarte bine. Bine că ai intervenit. Tu îți faci datorii așa și foarte bine faci. Te rog să vedem cât de 2 trebuie să pun. Câți de 2? Câți de 2? Trebuie să pui 2 de 2 și mai adaug încă unul. Și pentru al treilea și până... Dar câți de 2? Câți de 2? Aici câți de 2 am pus? Uite-te. Uite-te, Eva. Câți de 2 am pus aici? Pentru cele 4. Câți de 2 am pus? Ai pus 4 de 2! Și acum dacă sunt 5 kg, câți trebuie să pun? Câți de 2? 5 de 2! 5 de 2 o să spun. Adică o să spun 2 ăsta. Nu sunt încă 2. Nu sunt încă 2. Nu sunt încă 2. Cât sunt până acum? Că o să urmărești. Câți de 2 au pus? Câți de 2? Câți sunt? 1, 2, 3, 4. Și mai trebuie încă 1, da? Mai trebuie. Așa. Deci 4. 6. Încă 2 vine 8. Și încă 2? 10. 10. Deci, uite de cât de frumos. Deci 2, 4, 6, 8, 10. Da? Deci, vezi? Am făcut din 2 în 2. Acum am numărat din 2 în 2. Și vine 2, 4, 6, 8, 10. Ia număr și tu din 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Deci ai văzut ce am făcut? Am sărit. 2, 3, îl sărim. 4. Asta se numește numărare din 2 în 2. Da! Foarte tare! Din 2 în 2. Ia-mi numără o dată din 2 în 2. 2, 4, 6, 8, 10. Perfect. Dar de la 1 dacă pleci, tot din 2 în 2. Lui 1 îi pui 2, cât face? Din 1 îi pui 2, îi face 3. Foarte bine. 1, 3, apoi iar următorul care ar fi după 3? Tot 2. După 3, pui încă 2. Și se face 5. Asta-i, asta-i. Apoi după 5, dacă mai punem încă 2? După 5. Dacă mai punem încă 2, 7. Foarte bine. 7 și la 7 dacă mai punem 2? Face 9. Foarte bine. Adică 8 este rid și vine 9, da? Deci, iată 1, 3, 5, 7, 9. Dar dacă plecam de la 4. Ia să vedem. Nu, de la 4, da. Ia să vedem dacă plec la 4. La 4 dacă mai pun 2. Dacă mai pun 2, 6. Corect. Apoi dacă pun 2, tu 6. 8. 8. Foarte bine. Și dacă mai pun 2? 10. 10. E bine? Foarte bine. Ai zis foarte, foarte bine. Hai înapoi acum. Plec de la 10 și vreau să merg înapoi. 10 și înapoi acum. 10, 8. Așa. 6. Foarte bine. 4, 2. 4, 2. 10, 8, 6, 4, 2, da? Foarte bine. Ei, toate acestea ne ajută foarte mult și la ceea ce înseamnă scăderile când mergem înapoi acum. Că zic 10 minus 2, 10 minus... Deci mersul înainte și înapoi Nu lucrăm decât până în 10 deocamdată, ca să fie lucruri foarte bine. Deci, care e ordinea? Eu mă adresez nu numai lor copiilor, mă adresez părinților, care stau foarte atent lângă copii, mă adresez învățătorilor. Nu-i voie să mergi mai mult decât îți permite copilul. Deci nu prestăm peste nivelul lui, pentru fiecare copil are un anumit ritm, să spunem, de a gândi. Cel mult încercăm să acoperim gorurile până se instalează el în mintea lui aceste lucruri. Adică mersul din 2 în 2 până 10, din 3 în 3, înainte și înapoi, plecând de la 0, altă dată plec la 1, plec la 3, ca în felul ăsta să facă și adunările acestea. Iată, uite, hai să plecăm de la 1 și încă o dată plus 2, cât a venit? 1 plus 2 egal cu 3. Perfect. Apoi la 3 mai pune încă 2. Da, dacă mai pun încă 2, iese 7. La 3? La 3, dacă pui încă 2. Și face 5. Yes. Apoi la 5 încă 2. Face 7. Perfect. Și încă 2. Face 9. 9. Ei, înapoi acum. Hai să vedem de la 9 și mergem înapoi din 2 în 2. Scădem din 9 în 2 și cât ar veni următorul? 9, 7. Perfect. Și la 7 dacă ne scădem încă 2? 7. 5. 5. Dacă scădem încă 2? 3. 1. 1. Perfect. Vezi? Înainte și înapoi. Hai să facem de la 5. La 5 dacă mai punem 2? La 5 dacă mai punem 2, face 7. Foarte bine. Și la 7 dacă mai punem 2? La 7 dacă mai punem 2, face 9. Okay. Să vedem acum dacă la 1 mai punem încă 2. Să văd eu cum te descurci acum. Face 11. Foarte bine. Foarte bine. Deci repede. Meserii pe 10 și 11. Și dacă mai pui încă 2? Dacă mai pui încă 2, face 13. Excelent. Și dacă mai pui încă 2? Face 15. Exact, mai pui noi 3, da? 15. Foarte bine. Și la 15 dacă mai pui 2? La 15 dacă mai pui 2, face 17. Că e ca și de parcă ai până anul 5-2. Da? Uite, cu 5 și cu 2, 17. Și cu 17 dacă mai punem 2? Cu 17 dacă mai punem 2, egal cu... Uite aici. După 17 ce vine? 11. 19. Deci, practic, cu 7 ne vedeți 2. 19. Deci a rămas 10 și 19. Și la 19, dacă mai punem 2, ia să văd dacă poți urca. 21. 21, așa. 21. Parcă ar fi de aici. Apoi, mai punem încă 2? Cât a venit la 21, dacă mai punem? Mai punem încă 2, face 23. 23. Foarte bine. Da? La 23, dacă mai punem încă 2? 25. Deci, vezi? 10-urile rămân. Unde se mă duc? Nu mai asta de aici. 25. La 25 dacă mai punem încă 2? La 25 dacă mai punem încă 2, 27. Perfect. 27. Și la 27 dacă mai punem 2? La 27 dacă mai punem 2, va ieși 29. Foarte corect. 29. Dacă mai punem 2? Dacă mai punem încă 2, va face 31. 31, foarte corect. 31. Și dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va face 33. Excelent. 33. Și dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va face 35. Foarte bine. Și dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va ieși 37. Foarte Și dacă mai punem încă 2? Mai ieși 39. Bă, foarte bine. 39. Și mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va ieși 41. Excelent, 41. Și dacă punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va ieși 43. Bun. Și dacă mai punem încă 2? Foarte frumos, 45. Dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va face 47. Ba, excelent, 47. Și dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va ieși 49, ca și cum aș zice 79 până. 49. Apoi dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, este 51. Corect. 51. Dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va fi 53. 53. Dacă mai punem încă 2? Dacă mai punem încă 2, va ieși 55. 55, sigur că da. Și dacă mai punem încă 2? Păi și 57. Așa, și dacă mai punem încă 2? Păi și 59. 59, și dacă mai punem încă 2? Păi și 61. 61, și dacă mai punem încă 2? Păi și 63. Foarte frumos. 63, și dacă mai punem încă 2? Și 5, dacă mai punem încă 2? Va ieși 67. 67, și dacă mai punem încă 2? Și 65. Va fi 69. Și 9. Și dacă mai punem 2? Va ieși 71. 71. Dacă mai punem 2? Va ieși 73. Și dacă mai punem 2? Va ieși 75. 75. Și dacă mai punem 2? Va ieși 77. Și dacă mai punem 2? Va ieși 77, da? Și dacă mai punem 2? Va ieși 79. 79. Și dacă mai punem încă 2? Va ieși 81. 81. Și dacă mai punem încă 2? Va ieși 83. 83. Și dacă mai punem încă 2, va ieși 85. 85. Și încă 2? Ea s-a prins în registriu și atunci eu am umbraj, acum mergând mai departe. Și ați văzut că a ținut cont tot timpul 20 și 20 și când a sărit la 30 și este spectaculos. Acum, ce v-aș propune? Noi am numărat de, pentru părinți și pentru învățători, am numărat din 2 în 2, chiar dincolo de 100. Acum, putem face înapoi. Deci, plecând de la 99, ștergem toți 99, mergem înapoi. Ia să zic 97, 95, 93, 91, când scade din coace 87. Deci, sunt niște lucruri pe care și eu le descoper când nu m-am predat la casa 0. Sau nu zic casa 0, casa pregătitoare n-am predat niciodată. Anul ăsta predau. Dar acest exercițiu făcut din 2 în 2, înainte și înapoi, cred că îți permite ea. Când s-a prins, stă pe o sugativă acolo și urmărește, că acum își urmărește raționamentul și asta e lucru spectaculos. Cum am făcut din 2 în 2, face și din 3 în 3 jocul ăsta. Da? Dar nu odată, nu acum. Deci nu acum repede. Acum când se instalează și merge perfect înainte și înapoi, deci înainte și înapoi până la 100, după care nu plecăm din start. Am plecat de la 1, nu să zicem, 1, 3, 5, 6. Ei, plecăm de la alt start, de la 2, să zicem. 2, 4, 6, 8. Plecăm de la 5, cum am plecat eu aici. Deci, startul să-l facem de la altă cifră, încât ea să poată să, de acolo să poată să demareze și să poată să-și urmărească. Atenție, după ce din 2 în 2 merge perfect, atunci facem un pas încep din 3 în 3, dar și înainte și înapoi. Și înainte și înapoi. Da? Cât e ceasul? 3 și 10. 3 și 10. Ne oprim că ne așteaptă cealaltă... Miruna. Miruna, da. Mulțumim, dragilor, sper că v-a plăcut lecția. Am avut șansa să facem și problemuțe, da? După care ne-am înfipt așa în ceea ce înseamnă partea asta de raționament, de numărare din 2 în 2. Bravo! Te felicit! A fost o lecție frumoasă! La revedere! Așa!